Bună ziua și bun venit la Tire List, uh, Lucrul care a început zis ironic, Tire List, dar acum zicem serios, nu mai avem cum să dăm înapoi și facem un nou Tire List. Sperăm că v-a plăcut. Care au fost discuțiile? Am auzit că oamenii s-au supărat că nu am discutat despre șaorma băneasa, despre socului. Mai trebuie, băiatul, meu să, iau, să mai facem trebuie, bă, da. mâncare, mai trebuie B să mai facem. Doar pe șaorma am putea să facem unul, dacă ar fi, dacă ne-am pune în cap. Dau drumul, cred că din ianuarie, anul viitor, trebuie să ne apucăm să filmăm pilotul. Check this. Și zim dacă ți se pare o idee grozavă. Așa. Eu și Kid. Ok. Kid. Care, da. apropo, gătește, te piși pe... Da, 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 am văzut, -a da. făcut halva de casă. Bă. Man. Da, e foarte tare. Și la priveghea lui Nosfe ne-a adus... Știu că e ciudat. La priveghea lui Nosfe ne-a adus lazania făcută de el și... Ne-am jucat la priveghea lui Nosfe name the price. Cât ai plăti pentru o porție de lazania făcută de kid? Și am... pe la 50 de lei s-a ajuns. Ră, mă, e o lasagne cinstită. O, o lasagne foarte cinstită. Dar uh, și care e pilotul vostru? Uh, vreau să numească Food Invasion. Așa. Ne luăm camere de-astea, filmăm cu camera ascunsă până în restaurante și până în locuri de mâncat și facem review la fața locului Gonzo. Dar fără să anunțăm. Ne ducem, ne așezăm, mâncăm, plecăm. Food Invasion. Și Caterin și Panorama, că răuți. eu cu Kid nu pot să mă abțin, că suntem două Panorama. -am, am zis blic. că facem o chestie pe care am zis că o facem, nu știu dacă am zis pe camere, să facem mâncare da. uh, review de pizza uh, cu OG -ul. Trebuie da, să da, 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 am zis, om. am zis, am zis și lui OG uh, Și OG a zis, frate, cum e așa? Băi, vezi că e treabă serioasă. Bă, deci s-a schimbat. Oh, ce face fratele meu? Cum mai e? Cum nu știu ce? Bine, bă, Alfred, fii atent ce vrem să facem review-uri de pizza cu tine. Bă, fii atent. Da, așa, ducem cu 5 slice-uri sau 10 slice-uri, așa, și da, 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 îi dăm da, da, ca lume, așa. Bă, fii atent. Și el a dat o idee foarte bună. Ah. Pizza e felul de mâncare perfect. Prin urmare, dacă vrem să facem review-uri de mai multe branduri, luăm același fel de pizza. Corect. Margherita. exact, Margherita. Exact, da. Asta Margherita, da, da, este the base da, da, of da, all da, basis. Da, 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 corect. Și corect. a zis, dacă locul are Margherita cum trebuie, ca e perfectă. Mă. Da. Pui de că... și brânză de om. Ai, dacă o Margherita... și zi... are dreptate. Eu aveam într-o vreme, eram cu, cu bruschetele. Mi-am dat seama că dacă îți dai, vrei să-ți dai seama de calitatea unui restaurant, vezi cum fac bruschetele ce roșii pun, ce pâine, ce pustroi ce ulei, ce așa, acolo îți dai Și seama. bruschetele să fie, cu finuțe, că la slobozia, dacă ți-ai bruschete... E o filie de pâine întreagă, nu? Este o, o franzelă de-aia la aia <laughs> jumate, prăjită și întoarsă așa. Bă, trebuie să recunosc, la capitolul cantitate nu e o problemă. Deci poți să mănânci bruschete tu cu tot neamul tău. Din porția Dar... Food Invasion vreau să numească ăsta Foarte și dracu, să fie review-ul la restaurante și locuri de mâncat. Hai să vedem Marvel Cinematic Universe pentru că vine vacanda mare. Bank. Începem yeah, cu Guardians of the Galaxy, primul Guardians of the Galaxy. Nu începem cu Guardians of the Galaxy, Scuze. zic pe cine punem la S pentru prima dată și o chestie pe care am zis-o în repetate rânduri și nu discut. Spider-Man 2, ăla făcut de Sam Raimi. Întotdeauna, da. Spider-Man 2, nu e ala, nu, nu, nu. Spider-Man 2, ăla cu Kristen, ultimul de pe rândul 2. Ultimul, ăla Ăla, ăla, ăla. Total, total de acord. Sam Raimi, Dr. Octopus este Alfred Molina, so... este film perfect. Sam Raimi a făcut un fel de tribut adus tuturor filmelor de horror categorie B. Sunt foarte multe cadre care elogiază filmele de Grindhouse Horror. Extraordinar de bun. Are și uh, elemente de noir. Este spider man perfect cu Tobey este, Maguire. Este, a fost, nu era pic, da, pentru ăla. Dar uh, uite că tot așa, stai să vedem dacă vă stem Ce aici. Ce mai punem pe S, ca să scăpăm? Așa. Din capul locului ca să terminăm cu Panorama. Vreau să punem Avengers ul pe ultimul uh, Infinity War. Da. Infinity War Robos Infinity War, Infinity uh, War care, care este? Uh, cred că e rade. ultimul, da, ăla e de pe ultimul de pe primul rând, așa. Eu mai am unul pe care l-aș mai pune pe Estir, uh, Captain America Civil War. Nu. Ăla este de A. Zici tu că e de A? E de A, nu are, băi Filmele cu Captain America uh, sunt foarte bune și mie mi-a plăcut foarte mult First Avenger, spre exemplu, origin story lui Captain America. Mi-a mai, mai, mai bun Winter Soldier. Uh, e vorba și de momentul în care a intervenit în, uh, în universul Marvel. Captain America, First Avenger, dacă nu mă înșel, a fost al doilea după Iron Man. Nu a fost al treilea după Thor? Nu a fost Thor și după aia? Sau... Nu, Thor a fost al treilea, cred că. A, în fine, pe acolo, da, așa. E foarte complicat aici ce zic. Nu e ca astea. Astea sunt supraumane. Nu. Astea sunt ireal de bune. A, este cel mai mișto Spider-Man care a existat vreodată. Totdeauna. Da. Sus, deși mie îmi place Tom Holland foarte mult. Dar Spider-Man 2 ăsta are balansul perfect între seriozitate, coaie și succes comercial pentru toată lumea. Seriozitate, și coaie pentru toată lumea. Și fan. Avengers: Infinity War are cel mai bun care -i în care i-a vreodată Marvel. Da. Și care este atât de bine argumentat încât la un moment dat, băi, treci e, în tabăra da, lui Thanos. Da, 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 ești un pic, bă, dar Thanos was right, cum se Da, da, da. Uh, și finalul ăla <laughs> care te rupe, care l-au ținut foarte bine ascuns. Foarte Bă, bine este, Și este extraordinar Tom Holland acolo, când zice What's happening Mr. Feel so good? I don't feel so good. Aici că a fost de la el. N-a fost pe scenariu. Dacă nu, el nu știa ce se întâmplă. Că zis, nu, că uite, caz așa și că știau că e spoiler mare și nu i-au zis. Da, nu i-au zis că moare sau ceva. Adică nu i-au spus, bă, vezi că te dezintegrăm noi după aia în efecte speciale. Nu. Este civil zero. What's happening? I'm not feeling good. Și Civil War, zici tu, nu, eu mă vreau să mă gândesc. Este bă, cadrul ăla a... când am văzut. Civil, War. Civil War deci, fii atent. Uh, mișto că e primul care un pic pune toată discuția aia macro despre acordurile la SACOVIA responsabilitatea uh, discuția aia pe uh, heroes uh, uh, Tony Stark intră în punctul ăla în care are uh, flashback-uri PTSD de la Iron Man 3 uh, faptul că îi vezi prima oară bătându-se între ei că în uh, Avengers în primul se bat așa un ba, pic, a fost dar un a fost mișto men, a fost și bă, cum veneau ei două tabere între ei și set piece din aeroport, foarte mișto și cu, cu taia acest... finală aia cu când se bat cu Bucky și cu aia cu, bă, cadrul ăla frumos când îi aruncă sc scutul Nu este la, la nivelul intergalactic la care este Avengers și nu este la nivelul de soulfulness, soulfulness pe care îl are Spider-Man 2 Acestea a fost tire list de azi. Băi, să ne facă propuneri de tire list -uri. Da, da, da Eu Apropo. mă gândeam să facem cu fructe sau cu filme românești? Fructe sau filme românești. Asta da. sunt instrumente muzicale și metode de suicid. <laughs> mai rămâne să cu la fructe, filme românești, instrumente muzicale, metode de suicid. Asta <laughs> e un fel de forfete sau băieți cu scuzele de rigoare. Da. Bun. S a făcut tire listul ăsta? A durat mult mai... Bă... Ne-am panicat că sunt foarte multe și n-am vrut dar, să dezvoltăm. Da, a, 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 aparent a fost... A fost uh, un... Acolo, n-a fost, fost dezbatere foarte mult. M-a pus uh, Raul să-i zic de filme românești să facem tire list cu filme românești și așa a curs lista A, e, e complicat tare, e mai complicat decât la MCU. Vrei, vrei să le dăm acum repede la fulger filme românești? Îi dau la și lista să facem 20 de minute? Băi, nu pentru că e foarte complicat acolo. Da, zic... Eu stai să văd ce am aici, pe tiar listul ăsta. Vreau să văd. Îți zic listul. Nu, hai, hai să facem așa. Pentru că ne este foarte greu să construim uh, tir listul de filme românești. Spunem ce filme am ales noi, Fiți atenți un pic și dacă mai sunt filme de menționat, lăsați ne în comentarii. Am făcut aici uh, listele, uh, tirul era și așa. Și vreau asta, partea asta să o faci publică, să o pui pe YouTube, baboiaș, dacă se poate. Da. Era așa. Dar fără să, dar fără să arăți tire list listul. Are sens? Da, nu, suntem în camera mare acum, pare. Suntem în camera mare. Uh, sau fără discuția asta în care discutăm despre... <laughs> deci aveam așa, așa, la ori vinul m-a rupt, mi-a plăcut, a mers, am adormit și să se te uite măta. Asta era... No. Da. Dar bine. Unde da. intră pu în toate Ai să... băi, chiar că ai văzut serial că s-a făcut pupomă? Da, da, am văzut Pupo, mă, 3 înaintea tuturor, pentru că regizorul e bunul meu prieten Tudor Botezatu. Nu vreau să spun. Nu știu, sau... de, 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 ce este o franciză, Pupo, mă? Is this the MCU of Romania? This is what they got? Și serialul, băi, și am văzut, era un cadru, eu înțeleg că se, bă, e logica de producție de TV, era un cadru de doi, până nu exista plan se stătea camera așa fixă și vorbeau doi, o discuție foarte mă. boring, și pentru că au ei ceva, o convenție cu un reality show, mai tăia pe o cameră care era din colț, cumva de, de pe un stâlp, știi? Dar n-avea nicio logică, doar voia să-ți mai amintească că există o cameră care filmează. Bă, dar în rest, să lași un dialog, să nu, să stea două persoane din profil așa, vorbeau. Măi, dar pune treac cu două camere, filmează o dată așa și o dată așa, până mai e... Filmează trecut de două ori. Este pupă, bă, nu filmează, mă. Dacă era montează, bă. Montează, nu, nu e montează. Nu e montează, e pupă, mă. Bă, vreau să fac aproximativ discuții cu Văru Sândă. Mai era chestia ce mă inervează cel mai mult, e când se vede că e un film făcut de niște băieți, cei mai urâți oameni din univers, trei drăi și cele mai bune femei care sunt acolo, dar toate femeile sunt în ipostaza de mm, ai fost amantul tău, a fost amantul tău, dar mai lăsat, sau am fost amantul tău, dar m-ai lăsat. Și Niciodată toate femeile, în viața da, Toate femeile alea mega frumoase de acolo sunt în limbă după acești bărbați care sunt cei mai urâți oameni din univers. Tu îți dai să câtă labă tristă s-a dat în adolescență, dar acum să plătește tributul. Am ajuns cineva. Da. O să de, asta cum, eu, de asta o să-mi scriu și eu un film în care să fie Mădălina Ghenea care să se roage de mine un sfert de oră A, Raul, te rog, iubește-mă din nou Nu mai pot după Gicu să sufăr la fel și după tine de. Te rog, dă-mi și mie da, -mi da, da. Asta. Adică eu uh, nici nu trebuie să apar în film, Da și, Dar să zică. Și lângă Antonia care spune că nu știu cu cine să mă iubesc mai mult pentru că vă iubesc pe amândoi și inima mea este frântă între mine și Gicu Și Băgăm și în afară. Și Monica Beluci vine în filmul ăsta. Zi, filmul ăsta, ce pula. Și Monica Burlădeanu, mă Și Monica Burlădeanu, exact. Nu mă deranjează poate... absolut deloc. Bă, este nasul dacă facem tier list pe la noi? Mi este foarte greu pentru că o să intrăm în foarte mult în cât de bună e de pula. Asta o să fie problema. Așa. Adică, dacă ai face despre actori, ai zice despre cât de buni sunt de pulă? Și Adică vreau să... Da, da, eu v-am pe actrițe pe România să o punem da. și pe Luminița Gheorghiu, Dumnezeu. Da, 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 adică, adică, da, dacă băgăm și pe Olga, pe Tudorache și așa, da. așa, nu putea. Adică nu era pe obiectificat. Am înțeles. Aici era capcană, eu doar am vrut nu, să... nici o capcană, că eu mă gândeam la... Monica Burlădeanu, întâmplător mi se pare una dintre cele mai frumoase femei de la Asta, mei. fără, doar și poate. Am a avut o dată la un spectacol nu, am și fapt? a venit la spectacol acolo și efectiv voiam, parcă îmi venea să fac glume doar ca să vă păia zâmbind. Era așa, wow, 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 wow. Efectiv, deja era scos. La un moment dat s-a început să uită pe telefon și m-a apucat o tristețe în suflet că nu mai e atentă ca să mai zâmbească la glumele mele. Este... Să rupe apa. Da, -a da, vezi, da, 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 e... da. Mamă, ce E prezent, e mega prezență. Mie îmi place super mult de -a. Este. Uh, da, trecând peste asta... Uite că... Foarte bine pe actorie. Da? A evoluat foarte, foarte mult. Adică... A, în ce film a avut ea un rol dramatic, mai serios? Că nu prea știu... A nu fost pre... în 4-3 pe apare acolo. Mhm. Uh -huh. în, M-a întâmpit în 4 în moartea Domnului Lăzărescu. Mhm. Uh -huh. Și după aia a avut Oameni și Melci. Mhm. Uh -huh unde a fost bine, a avut și serialul ăla care mi s-a părut foarte bun, l-a făcut de Că, B1 Lombarzilor 8. Nu am văzut așa, Și a tot avut în ultima vreme așa, la Gomera. Nu! nu la, Gomera la Gomera era Catrinel. Era Catrinel, da. E. Nu mai știu ce a avut ultima dată. Dar știu ce nu. spui. Nu, dar că, că dacă ar fi cu actrița Luminița Gorghiu, Gheorghiu Estir, Direct, capul locului, nu de e nu. De acolo pornești lista. Domnul ce actriță underrated a fost. Adică după aia că a prins filmele astea și în poziția copilului și în moartea Domnului exact, de Dumnezeu și în tot exact. așa, dar nu vine să cred că le s-a suflat în cur la alte actrițe și o femeia asta care era infinit mai talentată. Care mai... a fost o catrina extraordinară, că mă scuze, moromeți mă în prim. Mm -hmm. Nu se poate vos. Da, altă discuție, altă tirlist. Dați-ne idei de tirlisturi. Piu! Gata, mulțumim. Pup!